Primarul din Voineasa, Gabriel Năstăsescu, declară că a fost aprobat bugetul localității, iar anul acesta banii vor fi alocați în prima fază pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de tip DALI, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Unul dintre principalele obiective ale administrației în anul 2022 este obținerea unei oarecare independențe din punct de vedere energetic. Datorită faptului că în ultima perioadă costul energiei electrice a crescut foarte mult, ne gândim să facem această eficiență energetică a celor două instituții. Poate chiar o să încercăm în viitor și școala, dar mai mult să facem eficiența energetică prin montarea de panouri fotovoltaice. Să putem să devenim independenți energetic, să nu mai plătim facturile deja foarte mari. Ne gândim pe viitor să mergem la un sistem de iluminat public undeva mai redus, adică să-l ținem decât seara până la undeva în ora 22-23 și dimineața de la ora 5 la ora 8, pentru că facturile s-au triplat. De asemenea, în localitate și în proximitatea pârtiei de schi vor fi instalate stații de încărcare pentru autovehiculele electrice. Nu numai în localitate, în Voinea să facem aceste stații. Avem în vedere domeniul schiabil, unde am în plan să punem 6 stații de încărcare electrice, iar în Voineasa nu vor fi decât 2. De ce la domeniul schiabil? Este foarte aproape de Obârșa Lotului, este singurul loc unde avem domeniul public al localității și putem să facem, să implementăm acest proiect, deoarece nu se pot implementa decât acolo unde există domeniul public sau privat al localității. Principalul obiectiv al edilului este revenirea localității sale la statutul de stațiune climaterică pe care l-a pierdut în anul 2014.